Republica Moldova a sărbătorit Ziua Europei și Ziua Victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. În dimineața zilei, prim-ministrul Pavel Filip și președintele Igor Dodon au participat la ceremonia consacrată Zilei Victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei, care a avut loc la complexul memorial Eternitate. În acest an marcăm 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupație fascistă. Este un an jubiliar. Cunoașteți că am lansat mai multe acțiuni sub patronatul președintelui Republicii Moldova, începând cu luna martie, când a avut loc eliberarea orașului Soroca, și pe parcursul ultimilor luni au fost zeci de acțiuni pe întreg teritoriul a Republicii Moldova. Ziua de 9 mai a fost sărbătorită diferit de partidele politice. De la ora 10 către memorial au pornit două marșuri, unul organizat de Partidul Socialiștilor, iar altul de Partidul Șor. Totodată, sub egida președintelui Igor Dodon, în Piața Marii Adunări Naționale, a fost organizat un concert festiv cu evoluția interpretei din Rusia, Valeria, dar și a artiștilor din Republica Moldova, Neli Ciovan, Olia Tira, Natalia Gordienko, formațiile Doredos și Sunstroke Project. Dacă anterior declara că sărbătorește și Ziua Europei și Ziua Victoriei, în acest an Partidul Democrat a spus că marchează sărbătoarea păcii și prosperității pentru Moldova. Democrații au organizat și un program festiv cu muzică, dansuri și paradă. La fel ca anul trecut, aceștia au improvizat o nouă cantină în centrul capitalei, unde au servit cetățenii cu mâncare ostășească. Premierul Pavel Filip a accentuat că pe 9 mai sunt cinstiți eroii care au luptat pentru pace. Totodată, Filip a spus că Uniunea Europeană reprezintă un simbol al păcii și libertății, iar integrarea europeană este unica cale de dezvoltare a Republicii Moldova. În context, premierul a menționat că în sprijinul veteranilor de război, la începutul mandatului actualului guvern a fost aprobat planul guvernamental Memorie, Onoare, Respect, care a fost realizat integral. Totodată, anul acesta, veteranii de război vor primi un ajutor material în valoare de 10.000 de lei, iar persoanele care nu au participat direct în război, dar au asigurat acțiunile de luptă, câte 5.000 de lei. La rândul lor, cei din blocul Acum au spus că marchează Ziua Europei și au împărțit pliante trecătorilor în centrul capitalei, prin intermediul cărora au spus că vor să informeze locuitorii țării despre proiectele pe care Uniunea Europeană le realizează în Republica Moldova. Ziua de 9 mai este una cu semnificație dublă pentru noi. Este ziua în care aducem omagiu trecutului, comemorându-i pe cei care au luptat pentru pace și libertate, dar și ziua în care investim speranțe în viitor, pentru că Uniunea Europeană este nu doar o destinație, dar și un model de dezvoltare pe care ni-l dorim. Uniunea Europeană reprezintă drumul cel mai scurt către libertate și bunăstare, către democrație și modernizare. Pentru noi, Uniunea Europeană este ca o familie. Cei din blocul Acum au mers și ei la complexul memorial Eternitate, unde au depus flori la mormântul soldatului necunoscut. Cei mai mulți dintre cetățenii pe care i-am intervievat pe stradă ne-au spus că pe 9 mai sărbătoresc Ziua Victoriei. Ziua Biruințe. Ce sărbătoriți azi 9 mai? Ziua Europei. Da? Ați fost la memorial să depuneți flori? Noi lucrăm, suntem la serviciu. Tata meu care a luptat, Vasile Bolboceanu din satul Colicăuț, Briceni, ne povestea cum a luptat și cum aproape de Berlin a fost rănit la un picior. Și chiar vreau să știi lumea despre asta, că într-adevăr mă mândresc cu dânsul și spunea că era pe câmpul și el strângeau nemții lor. Dar lui era fric să învălit cu o manta de neamți. Și nemții au crezut că e a lor. Și când i-a tăiat piele și aia cu pământ, murdară, el a strigat mama și ei l-a împușcat în cap, a vrut. Dar el a pus mâna și l-a împușcat și în mână. Și el a căzut. Ce sărbătoriți astăzi 9 mai? Da, nu o sărbătoresc. Astăzi nu. Este Ziua Europei, dar nu... Marcați Ziua Europei. Păi asta e mai binevenit ca, nu știu. Pătoriți astăzi 9 mai? Azi Ziua Victoriei. Da. Ați mers la memorial? Nu, din păcate nu, că sunt la servici. Ziua Europei nu o sărbătoriți? Nu.
Pentru prima dată, Ziua Europei a fost sărbătorită în Republica Moldova în 2006. Totuși, această zi a fost declarată sărbătoare oficială în țara noastră acum 2 ani. Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Referitor la sărbătoarea Ziua Victoriei, menționăm că în cel de-al doilea război mondial și-au pierdut viața peste 60 de milioane de oameni. În Republica Moldova locuiesc circa 460 de veterani ai celui de-al doilea război mondial.